Preasfinția voastră, preacuvioși și preacucerniși părinți și iubiți frați și surori, în această preamărită zi de praznic, ne aducem aminte că după înălțarea sa la cer, Domnul Iisus Hristos l-a trimis pe Preasfântul Duh peste omenire și peste întreaga creatură. Psalmistul David, în Psalmul 64, ne spune nouă că Duhul cel Preasfânt toate le binecuvintează, toate le vigorează și la toate le dă viață. Vă citesc doar câteva versete. Cercetat ai pământul și l-a adăpat pe el, bogățiile lui le-ai înmulțit. Râul lui Dumnezeu s-a umplut de apă. Gătită-i hrana lor, că așa este gătirea ta. Adapă brazdele lui, înmulțește roadele lui și se vor bucura de pe cături de ploaie răsărind. Vei binecuvânta cununa anului bunătății tale și câmpiile tale se vor umple de roade grase. Îngrășase vor pășunile pustiei și cu bucurie dealurilor se vor încinge. Îmbrăcatul sau pășunile cu oi și văile vor înmulți grâul, vor striga și vor cânta. Chiar dacă suntem într-un mediu urban, nu se poate să nu ne aducem aminte, mai ales cei ce ne-am născut la țară, de această frumoasă sărbătoare a Rusalilor. O priceaznă zice referitor la această lucrare dumnezeiască ce s-a săvârșit acum. Lucrul următor. Cobori, cobori la noi, o Duhule Sfânt, cobori. Tu cel ce răsari florile și răcorești pădurile, munții, apele, stâncile sunt lucrul tău, toate strigă azi, tu ești Dumnezeul meu. Se coboară binecuvântarea lui Dumnezeu peste toată zidirea. Dar, în mod deosebit, se coboară Duhul Sfânt peste oameni, pentru că în această zi, așa cum știm bine, în mod văzut se întemeiază biserica. Când Duhul Sfânt s-a coborât peste ucenicii care erau adunați la rugăciune, i-au umplut de putere, au ieșit în piață în Ierusalim, au propovăduit mulțimilor și s-au convertit 3.000 de oameni. S-a coborât Duhul Sfânt în mod special peste oameni. Acum, dacă e să medităm la acest lucru important, îl vom cita pe Sfântul Apostol Pavel. El, în Epistola către Galateni, în capitolul 5, versetele 22 și 23 ne spune: roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția, împotriva unora ca acestora nu este lege. S-a coborât Duhul Sfânt și am zis că oamenii credincioși, oriunde ar trăi, realizează cât de importantă este lucrarea Duhului Sfânt. Sigur că am eu o slăbiciune pentru Ioan Alexandru, dar el subliniază virtuțile care se lășluiesc în satul Transilvan. Și ele toate sunt lucrarea Duhului Sfânt. Sat Transilvan, căsuță de pământ mușcată la fereastră, busuioc la grindă, ștergar curat,
icoane pe pereți, ziua învierii și noaptea de colindă, rusalii, bobotează și postul către Paști și Maica Domnului în plină vară, holdele-s multe, secerător puțin, viața noastră țară milenară. Acum, nu numai cei ce au evocat mediul rural, unde creștinii noștri își cârmuiesc viața gândindu-se la legile lui Dumnezeu, ci și în mediul urban se întâmplă lucrul acesta. Ernest Berna, în cunoscuta-i lucrare Îndemn spre simplitate, la un moment dat, referitor la lucrarea Duhului Sfânt, scrie lucrul următor. Iată zorile care se arată. Cântecul luminii și al păsărilor începe. Apele aleargă scânteind. Mustește viața în tot locul. Omul bun muncește și se roagă. Cine a văzut un răsărit de soare în piatra craiului, vrea să trăiască, să descopere sensul vieții. Doamne, și când se lasă noaptea, noaptea de baz a lui August, când tainele prin frunziși își plâng dragostea neîmpărtășită, câtă frumusețe e în lumea aceasta! Păcat că omul de azi nu mai are timp să o vadă. Cum să nu ne mire viața să o trăiești? Cum să n-aibă sens dacă există florile? Iată, rodul câmpului și copiilor, iată copiii! Câte făpturi, atâtea minuni, atâtea îndemnuri! Cine n-a iubit o floare, o fată, un copil, un răsărit de soare sau un amurg? Cine n-a înțeles cântecul trist al apelor nestatornice și n-a cunoscut bucuria propriilor sale depășiri? Acela găsește un sens vieții acesteia. Am încheiat citatul. La Rusalii se pogoară Duhul Sfânt peste om și peste întreaga creatură. Iar noi, după vechea tradiție transilvaniană, facem această procesiune prin oraș, rugându-L pe Dumnezeu ca să-i binecuvinteze pe toți creștinii ce locuiesc aici, să le dăruiască toate cele de trebuință, dar în mod special, dintre darurile Duhului Sfânt pomenite în epistola către Galateni, eu zic că unul este foarte important, bucuria. Frățiile voastre, observați că este în lume destulă supărare, destul necaz, destulă încercare și rugăm acum la Rusalii pe Dumnezeu să ne dăruiască bucurie. Sigur că lucrul acesta e subliniat în mod special la Paști, când Domnul Hristos femeilor mironosite le-a zis, bucurați-vă! Dar ne zice lucrul acesta și acum la Rusalii, când Duhul Sfânt se coboară și îl face prezent pe Domnul Iisus Hristos în sufletele noastre. Acum ziceam atunci la Paști, dar uitați, zic și acum pe scurt, că aceste bucurii pe care le aduce Duhul Sfânt sunt de trei feluri. Începem cu cele mai de jos, cu bucuriile păcatului, care țin foarte puțin, țin până se epuizează păcatul și apoi dispar. Urmează bucuriile curate, bucuriile pe care le are omul atunci când îi binecuvintează Dumnezeu strădania și își vede casa aranjată, copiii crescând frumoși și cu minți. Aceste bucurii curate țin cât o viață de om, de la groapă se termină. Și urmează bucuriile sfinte care s-au declanșat în ziua de Rusalii.
care ne însoțesc toată viața și merg cu noi în eternitate, dincolo de mormânt. Sunt câteva gânduri pe care am vrut să vi le pun la suflet acum, când, iată, după 2 ani sau după 3 ani de zile, Dumnezeu din nou ne-a îngăduit bucuria de a fi împreună în ziua Rusaliilor și de a face această procesiune prin care îl rugăm pe El ca al doilea oraș al țării să fie binecuvântat și preocupările spirituale să fie tot mai multe, iar casele creștinilor să fie binecuvântate și cu realizări spirituale și cu realizări materiale.